În 28 septembrie, Centrul Universitar Norbaia Mare va organiza împreună cu Fabrica de Componente pentru Avioane de la Dumbrăvița o masă rotundă la care vor sta dascăli instituției de învățământ superior și cei mai importanți investitori din Maramureș. Un astfel de eveniment a fost gândit dintr-un motiv foarte serios. Ne preocupă foarte mult și următorul pas, nu numai să formăm studenți, dar de asemenea pot să vă spun statistic, tot din raportul Curții de Conturi, este menționat acolo că undeva doar până la 25-30% din absolvenții de învățământ superior își continuă studiile, continuă să lucreze în domeniul în care au absolvit. Prorectorul Petrică Popsitar a declarat că instituția de învățământ superior își dorește un dialog strâns cu investitorii din județ, dar și cu autoritățile locale și județene, pentru a găsi soluții și a forma specialiști în funcție de nevoile pieții. Decanii, în momentul de față, au această deschidere și vrem să ne orientăm pe cererea pieții. Avem un spectru foarte larg de specializări, foarte, foarte generos. Vreau să vă zic că dacă noi avem 33 de programe de studii, în restul celor 9 facultăți de inginerie care aparțin universității noastre, deci din Centrul Universitar Cluj-Napoca, acolo există 10, maxim 10 specializări. De altfel, o preocupare în acest sens există de ceva vreme și chiar au fost stabilite recent unele relații între cei de la Facultatea de Inginerie și una dintre firmele mari de mobilă din Baia Mare.